Despre fenomenele din societate putem vorbi în diferite moduri, chiar și într-o manieră artistică. Actorii Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău au jucat pe scena Casei de Cultură din Cimișlia o comedie despre corupție și integritate. Turneul este parte a proiectului Arta de a Rămâne Integru. Am venit cu clasele a 10-a, două clase paralele. Sunt niște copii foarte buni care deja sunt informați despre integritatea unei personalități, despre corupție, despre toate problemele care domină societatea noastră. Exact ce își doresc pentru viitorul țării și ce și-ar dori pentru sine. Se auto-apreciază corect. Sunt niște copii foarte buni și sunt absolut convins că acest spectacol le va fi nu pe plac atât cât va fi unul util. Organizatorii campaniei ei și-au propus ca prin spectacole de teatru să sensibilizeze tinerii în privința fenomenului corupției, dar și a consecințelor ei. Scopul proiectului este de a cultiva integritatea și de a promova un climat de toleranță zero față de corupție în rândul cetățenilor, dar cu precădere în rândul tinerilor. Sigur că actorii sunt întotdeauna gata să vină în fața spectatorilor, este meseria lor, mai mult decât atât s-au implicat cu mare drag să transmită acest mesaj de pro-integritate prin intermediul spectacolului Alegerea domnului Macabeț, care, printre altele, a fost câștigătoarea concursului de dramaturgie din cadrul altui proiect, Democrația prin teatru, reflexia integrității în lumina scenei, și acest mesaj s-a lipit de sufletul lor. Pe lângă spectacol, cei prezenți au avut parte și de o lecție de integritate susținută de Ion Pruteanu, șeful Direcției Educației Anticorupție din cadrul CNA, împreună cu unii voluntari. Noi astăzi trebuie să ținem o lecție de integritate, să vorbim despre cine suntem noi, cu ce ne ocupăm noi, ce sunt codurile penale și într-un fel sau altul să facem legătură cu publicul și să îi îndemnăm pe toți să ia ca exemplu ceea ce facem noi și dacă au un viitor care vor să-l îndrepte spre acest domeniu. Formele corupției, ca ei să înțeleagă în general linia de subiect a spectacolului, fiindcă Alegerea domnului Macabeț este nu un spectacol ușor, dar cu un mesaj foarte bine gândit, că deși puterea poate corupe. În cazul în care nu te poți stăpâni, nu poți manevra în culoarele acestei puteri, poți fi influențat și inclusiv negativ prin corupere. Sper că acest turneu să aibă un impact pozitiv asupra tuturor celor prezenți în sală, dar nu numai. Dar ce miza este și pe tineri care vor vorbi despre spectacol acasă, cu părinții, cu bunii, dar și cu vecinii. Alegerea domnului Macabeț povestește cazul unui președinte care se pregătește de alegeri, iar în campania electorală folosește metode și scheme dubioase pentru a câștiga cât mai multe voturi. Acest proiect, această idee de a veni noi în vizită în teritoriu. Și într-adevăr, deja am avut vreo 10 reprezentații în teritoriu și inclusiv și la sediul la noi. Cât este de important, răstra, arhi, important, pentru că într-adevăr e vorba despre o grea meteahnă acestei, a societății noastre în general, această plagă, ceea ce se numește corupție. Evident, și spectacolul e o istorioară așa artistic formulată despre acest fenomen atât de nociv. Consider extrem de important de organizat astfel de proiecte pentru elevi, pentru profesori, întrucât tema anticorupției este una foarte actuală în lume și în Republica Moldova. Astfel, prin astfel de spectacole, putem prin artă, prin cultură, să demonstrăm tinerilor, elevilor, cât de important este să rămâi integru, să ai anumite valori morale, astfel încât să creezi o comunitate mult mai democrată, cu scopuri bine definite în rezolvarea problemelor și în rezolvarea corupției. Despre această temă am vorbit și la școală, am vorbit la educație pentru societate și la dezvoltare personală, încât pe noi ne-au îndemnat să fim cât mai îndepărtați de corupție și să luptăm cu acest gen de corupție, pentru că ne distrug societatea și ne degradează.
Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului Consolidarea statului de drept și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova, care este cofinanțat de Uniunea Europeană și Ministerul Federal German. Acesta va ajunge în 5 raioane: Basarabeasca, Cimișlia, Căușeni, Ștefan Vodă și Leova.